Cât a fost valabil codul galben de Ninsor și Viscol, pe drumurile județene din județul Giurgiu s-a acționat cu 10 utilaje de dezăpezire, iar pe cele naționale cu 9 utilaje. Au fost cazuri în care primarii s-au descurcat cum au putut și pentru că nu au avut utilaje suficiente, au apelat la sprijinul unor oameni de afaceri. Vreau să evidențiez și să le mulțumesc pentru activitatea depusă primarilor din Gogoșa, din Putineiu, din Izvoarele, din Răsucin, Toporu, Singureni și alții care în această perioadă cu mijloace proprii, să zicem, ale primăriei și consiliilor locale, dar și cu ajutorul oamenilor de afaceri, cu utilajele oamenilor de afaceri din zonă, au lucrat intens și au dezăpezit drumurile în așa fel încât oamenii care se aflau în nevoie să fie transportați la dializă sau la spital, copiii care trebuiau să fie duși la școală și aprovizionarea magazinelor din satele respective într-un târziu s-a putut face. Și pentru că din punct de vedere organizatoric la dezăpezire județul Giurgiu este deficitar, Cristian Marciu intenționează să propună Consiliului Județean întocmirea unor proiecte care să-i permită achiziționarea unor utilaje mult mai performante decât cele pe care le deține în prezent. Aș vrea să fie mijloace de, să zicem, bulbe excavatoare cu cupă de capacitate mai mare. Adică noi avem niște bulbe excavatoare, dar sunt intrarea cu tracțiune pe ambele roți, dar aș vrea să fie de capacitate mai mare pentru că e cazul să intervenim cu așa ceva. Consiliul Județean a făcut investiția, a cumpărat două freze, dar și, eu știu, ar fi cazul să cumpărăm, să se cumpere pentru dotarea niște tractoare de mai mare putere și dotate cu cupe pentru ca să fie rezolvate aceste probleme. Deocamdată cu un tractoraș mic Steyr dotat cu o cupă de mici dimensiuni, cu 2 sau 3 autogredere și câteva autobasculante, direcția de transport județeană este cam slab dotată și vor fi în continuare probleme și de aia a fost nevoie de ajutorul primăriilor din zonă pentru ca să sară cu utilajele din dotarea comunei în ajutor.